Bun, mă, iar din greșeală am... Era pe... Stai, mă, băi, pe alea, dar dacă nu mă pricep, nu sunt ca anumiți cerșători, youtuberi de ăștia care nu știu să facă nimic. Dar lăsați-mă, stai, mă, băi, totul și să vă arăt alea, dar lasă-mă, mai... mai dese și mai... mai frumoase vlogulețele astea. Într-adevăr că am vrut să continuăm cu celălalt, dar asta e. Bun, haideți să revenim la horticultură. Ai legumicultură, a? Bun, hai, legumicultură, cum vreți voi. Într-adevăr că mi-a luat mai mult timp decât alea, că a trebuit să, v-am spus, să dau un substrat de pământel de la, de la cârtițe, pe descutate, că ăsta e bun. E și fertilizat, e lăsat de iarnă. Anul trecut nu prea am avut o recoltă, dar am... n-am întreținut-o. Și aia vă spuneam că aici o să pun niște cartofi. Bun, ce vreau să vă zic eu. Uitați, am recuperat toate peturile astea și alea de duraplastic, toate bușoale de alea. Și vreau să vă zic de asta, vedeți? Fertilizant organic. Deci e tot organic, na-na-na, vegetal, deci totul din... Dar e foarte puternic totuși, n-are niciun pic de... cum ești la coloranță sau ce zice, aditivi, azoturi și figuri, e organic, bio, cum spun. Dar puternic, deci l-am lăsat, am aruncat vreo 2 saci așa pe deasupra, după aia am dat o cazmă, alea. Haideți că vă arăt și, să mă dau și un pic mare, vă arăt și motocultorul, dar nu l-am reparat. Cam asta e motocultorul. Mă înțelegeți, dar e motor de la... Uite ce aici, mă, scul. Chestia care e? Tot e reparat. N-am avut timp și de fapt e asta. Bujiile și rotorul, statorul sau ce e ăla. Alții se pricep mai bine la asta. Curea nouă, bine, nouă. Cură. Bun. Haideți că revin la altă chestie. Bun, vorbeam de motocultorul ăla. Ce suprafață mai am? Nici 10 metri pătrați, trebuie să fii chiar puturos ca să demare, să pornești un demar unde la un motocultor ca să-l zvrângă pe aici, ăla și ăla și alții stau pe YouTube, fac vloguri de alea de 2 lei și nu poate să-și... Îl dau, bă, cadou, îl dau cadou. Dacă vine să-l ia, dar să nu mă bată, să mă ierte și alea. Bun, bă, haideți, glumă, glumă, am cumpărat, nu fac reclamă la nimic, dar mi-a făcut, nu am timp să-l, de fapt, să instalez. Te chinui, la un jeep te cam chinui ca să ridice cricul, trebuie pe aia să-l lași, să bagi niște cale, mă rog, calele pe unde sunt. Le am aici, vedeți, ăsta era sistemul vechi. Deci ridicam cu ăsta, băgam o cală, după aia, mă rog, progresiv, iar Mitsubishi frumos, plevire cu alea. Aia, asta e, ridică până la 5 tone, nu l-am probat, acum mi-a venit, eu eram la muncă acum. Da, vedeți că trebuie să fii și la muncă, mă, ca să meriți un cadou. Nu e cadou, dar nu e nici chiar scump. Bun, avantajul care e? Bă, are, bă. Deci, normal. Îl branșezi la o baterie, ridici. După aia ai și lanternă. Bun. Chestia care e? A venit cu un ăsta de spart geamuri, două siguranțe. Chestia că a venit și cu... cu cei pentru roți. Și ăsta... anuși. Da, mă, da. Și are adaptor de 12V și ăsta... aia e inversul, mă. Deci îl bași pe ăla și după aia cleștii te pui la baterie. De fapt, bateria era aici. Apropo, tot m-a întrebat cineva de baterie, nu, mă, s-a dus naibii. A înghețat, ăsta e continental. Uite, are indicator de... deci, adică e încărcată. Nu? Și da, vreau să o probez, dar nu vă mai rețin.
În schimb, era un pic mai scump o chestie care avea și un fel de de șocuri, da, nu mi s-a părut tot chiar atât, din moment ce mi-a dat de astea, eu am tot felul de, uitați, de nu vă mai las, adică vă las, nu vă mai las să vă prostesc și eu ca și alții. Nu e nicio reclamă, asta de fapt nici nu vă arăt ce firmă e, dar vreau să spun că într-adevăr, niște sculete, mă, te, uite cum eram și acolo, am plantat legumele alea, ciufialea, fructe, iar nu știu ce. Dacă n-ai o greblă, n-ai o pământ adecvat, n-ai un... Degeaba le plantezi, doar ca să zică lumea că faci vloguri și da. Bun, haideți că vă las, am încheiat și eu, cum îi spunem, activitatea. Iată, deci nu uitați să vă adaptați sau să luați sculele care trebuie. Nu să investiți banii, să dați donații la nemâncați, la mincinoși și toate alea. Știi că încet, încet v-am făcut la, și la 6 minute și asta. Într-adevăr. Am hobby-ul câteodată, uite, să repar o mașină, dar să ai scule tot. Dacă nu ai scule, asta e. Stai și minți și prostești lumea și ascunzi minciuni. Hai, numai bine, ceau!